Bine ați venit pe canalul nostru! Înainte de a începe acest videoclip, nu uita de a te abona la acest canal și de a da un like pentru a ne susține. Abonarea este gratuită! Vă dorim vizionare plăcută! Va fi o criză în familia Kaya, unde apa de izvor arteziană provine din câmpurile lor. Wedin cu Muamer și Hussein, care se află într-o luptă pentru moștenire, sunt șocați când tatăl lor, Cirit și Abdullah anunță că va rearanja moștenirea. Vom vedea cum se va încheia această luptă în familie în episodul 68. Pericole îi așteaptă pe Cemile și Veisel, care sunt încântați de noul copil, în episodul 68. Doctorul Kenan, care i-a propus să o soare pe Elif, de care s-a îndrăgostit în episodul de săptămâna trecută, împărtășește această decizie cu familia sa. Elif, care este nespus de bucuroasă și împărtășește această veste bună cu sora ei Zeynep, primește un pachet din străinătate. Vom afla ce este în acest pachet în episodul 68. În noul episod vom vedea cum Tanner, care și-a pierdut soția Dilek, pe care a iubit-o cu multă dragoste și care încearcă să se țină din nou de viață alături de copilul său, va răspunde mesajului inginerului Aileen. Sunt pregătit pentru un nou început vom vedea în episodul 68 dacă Tanner, care încă deplânge moartea iubitului său din copilărie Dilek, dar este forțat să se dedice muncii sale, este pregătit pentru o nouă relație emoțională. Pe frontul lui Ramazan și Asuman au loc evenimente tragice, care s-au căsătorit în ziua în care Dilek a murit și nu se pot scutura de această tristețe. Huzein și Geneșele, a căror casă a fost distrusă, s-au stabilit cu cuplul de proaspăt căsătoriți, iar Ramazan a început să împartă același pat cu tatăl său. Nimic nu se întâmplă cu îndrăgostiții care încearcă să se întâlnească fără să-i rănească. Se vor reuși soțul și soția să se reîntâlnească unul cu celălalt? Îl vom urmări în episodul 68. Muntele Gonul spune o poveste anatoliană în stepă, povestea ținuturilor galbene, legende care au fost spuse de ani de zile și iubiri de neuitat. Gonul da, care reflectă viața copiilor anatolieni care visează mare în lumile lor mici și a trei veri care încearcă să realizeze imposibilul în ciuda tuturor obstacolelor.